Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Păi, prieteni, la numărul nostru de telefon pe care îl știți deja, 0372069599. Deci noi am mai vorbit aici despre banii dați de primării pentru diferite cluburi profesioniste. Îmi știți părerea? Dar acum avem un caz special. Avem un minister care finanțează un club profesionist de sport. Asta cu primării s-a mai văzut. Băi, da, bun. Asta cu primăriile, ok. Eu sunt împotriva ideii, dar mi s-a explicat că așa e frumos, că se încurajează sportul, copiii, nu știu ce, și comunitatea locală. Și nu vorbim doar de fotbal, da, și handbal și multe alte sporturi. Okay. Bine, hai să zicem, la ministerele, ministerul nu este pentru comunitatea locală. Ministerul este finanțat de toți cetățenii României. Nu e o chestie care ține de comunitatea locală. În timp ce clubul respectiv este localizat. Nu e în toată țara, sunt filialele clubului respectiv. E vorba de Steaua. CSA Steaua București. Acum, vă rog frumos, nu are importanță, de fapt, numele clubului. Nu, dar stai un pic. Ci principiul aici, da. Zi. Și Rapid este finanțat de Ministerul Transportului. Eu știam că e finanțat de primăria nu știu care. Nu vorbim de fotbal. Nu vorbim toate de celelalte fotbal. Secții. Clubul sportiv Rapid este finanțat de Ministerul Transporturilor, Clubul sportiv Dinamo este finanțat de Ministerul de Interne, CSA Steaua este finanțat de Ministerul Apărării, excepția și... este că la Steaua echipa de fotbal este finanțată de Ministerul Apărării, care mănâncă o sumă mare de bani această echipă de fotbal și nu poate promova. Deci, vezi, practic este... când deschizi o portiță pentru astfel de finanțări, ei bine, până la urmă știi care-i treaba. Păi și ăla, și ăla, și ăla, și uite, ajungem să sponsorizăm, să finanțăm și fotbalul, care în principiu este un sport unde se învârt mulți bani și care ar trebui să poată face profit. Și doi, în cazul ăsta, ce se Steaua, încă o dată, n-am nimic, tot respectul pentru Steaua, un club foarte mișto, sunt ok cu Steaua. Principiul e în discuție aici. Ce se Steaua nici măcar nu poate promova în Liga 1. Deci datele sunt așa, MAPN a alocat clubului de fotbal CSA Steaua București un buget de aproape 2 milioane de euro. Din această sumă, deci 9,7 milioane de lei, cam asta e. Din această sumă, 3 milioane au ajuns la centru de copii și juniori, la secția de fotbal. Asta înseamnă că echipa de seniori, care, reamintește Newsweek.ro, nu poate promova din Liga a doua, o să ne explice Luca imediat de ce, înghite 1,3 milioane de euro din bani publici. Și bugetul a tot crescut în fiecare an și te gândești, băi, poate, cine știe, fac o afacere, adică investesc și scot profit. Nu! Se încasează mult mai puțin decât se cheltuiește. Până la sfârșitul lunii septembrie s-au generat venituri proprii în cuantum de 381.000 de euro. Deci, plătesc 1,3 milioane de euro la un club care nici măcar nu poate promova, încasează 300.000 de euro și întrebarea mea este, vi se pare normal totuși ca o instituție publică din țara asta, care trăiește din taxele cetățenilor, care administrează banii cetățenilor, să finanțeze pe alese anumite cluburi sportive, anumite activități sportive profesioniste? 0372069599, vă rugăm, sunați-ne, o să avem câteva minute să discutăm despre asta. Contraziceți-mă, convingeți-mă că eu greșesc, eu care nu consider că este ok. Și părerea mea este că dacă statul vrea să, primăriile, statul vrea să, vor să cheltuiască bani pentru așa ceva, atunci să o facă numai pentru cluburi de juniori și pentru copii și pentru cluburi școlare. Asta da, dar nu pentru cluburi profesioniste. Mi se pare că deschidem o ușă către cheltuieli din ce în ce mai mari cu rezultate absolut incerte. 0372069599. Convingeți-mă că greșesc. Am pornit de la cazul CSA Steaua. Încă o dată vă repet, e o chestiune de principiu aici. N-are legătură, eu nu țin nici cu Steaua, nici cu Dinamo, nici cu... Un pic țin cu Rapidul, recunosc, dar asta din simpatie față de ZAF, dar atâta tot. Însă eu nu sunt de acord cu finanțarea din bani publici a cluburilor profesioniste, de orice. Și aștept să mă contrazice. 0372069599. Andrei, bună dimineața! Bună dimineața, Andrei! Salut! Bună dimineața, băieți! Salut! Da, eu consider că este o chestiune cum mai interpretabilă, oricum mai dau, nici cum nu este bine. Pentru că există suporterii acestor echipe care de atâta timp de zile, de atâta timp susține echipa și echipa asta de când s-a înființat a fost o echipă departamentală sau mă refer la CSA Steaua acum, da? Mm.
Și pe de altă parte există și categoria cealaltă de persoane în care faci și tu parte, Vlad, în care spui că nu ești de acord cu susținerea. Eu cred că această problemă ar trebui reglementată foarte ușor și foarte simplu printr-o lege. Și nu numai, aici intră mai multe categorii. Care să fie principiul legii? Care să fie principiul legii? Principiul legii? Adică tot respectul pentru suporteri, nu te supăra, tot respectul, dar CSEA Steaua, în cazul ăsta, vorbim de CSEA Steaua. Putem să-i spunem oricum. CSEA, nu știu, Europa FM. Adică nu vă luați de nume, e doar un exemplu. Nu este singura echipă de fotbal din România. Ea beneficiază de finanțare din partea Guvernului României, printr-un minister. Perfect, de acord. Dacă mergem așa un pic către miezul problemei, hai să spun eu de unde vin banii ăștia foarte mulți pentru CSEA. E vorba de o sumă foarte mare, e vorba de 2 milioane, dacă știu eu bine, din, de euro. 1,3 milioane, zice Newsweek, aproape 2 milioane de euro, dar pentru CSEA Steaua propriu-zis, 1,3 milioane de euro, zice Newsweek. Bun, în momentul în care se întocmește bugetul pentru Ministerul Apărării Naționale cu acei 2% din PIB obligatoriu, da, gândește, din banii aia trebuie o parte, banii aia se merg și către Clubul Steaua. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că știu, cunosc situații în caz de departamente din cadrul Ministerului Apărării Naționale în care spun, dom'le, avem deci cunosc, știu foarte bine ce vorbesc, avem prea mulți bani, hai să vedem ce facem cu ei, că nu putem cheltui chiar. Deci, mulțumesc pentru intervenție, nu m-ai convins. Faptul că am prea mulți bani și nu știu pe ce să-i cheltuiesc înseamnă, hai să vedem cum mai risipez niște bani. Nu e un principiu acceptabil. Dan, bună dimineața! Salut, Dan! Bună dimineața! Te rog. Bună dimineața. Salut. Subiectul este frumos, dar la un moment dat trebuie să ne gândim. Te ascult. Dar ai telefonul dat tare și te încurci singur. Pardon, radio. Dă mai încet radio și zi, te ascultă. Îl dăm încet. Zi. Ideea este că trebuie să-i lăsăm să vedem până la urmă ce rezultate obțin, că e o încercare până la urmă. Poate se va putea finanța sportul la nivel național prin ministere. Uh-huh. Și trebuie finanțat și fiecare club care e în sportul românesc posibil, de către ministere? Posibil să fie o soluție, că toate cluburile au probleme financiare. Uh-huh. Metaloglobus, de exemplu, din Liga a doua, de către ce minister ar trebui finanțat? Nu știu, nu mi-aduc aminte. Era o unitate economică. Progresul Spartac este pe locul 14. Să alegem un minister care... Problema este așa că sunt 20 de cluburi în Liga a doua, nici nu știu dacă sunt mai multe divizii acum. Nu, e una singură. Da, sunt 20 de cluburi numai în Liga a doua. Și nu mai avem ministere dacă începem să le finanțăm pe toate. Adică Concordia... Ce minister să finanțeze? Finanțată de primăria din Chiajna și acolo e o nu discuție. E regulă, trebuie guvernul să finanțeze. Să ia mai multe... Adică sau să o primărie din țara asta, fiecare primărie să-și aleagă un club de fotbal pe care să-l finanțeze, că poate așa o să avem rezultate. Să altfel... ia fiecare mai multe ca să ajungă la adică toată lumea. Adică unii de ce să primească bani publici și alții nu? Marius, bună dimineața. Salut, Marius. Bună dimineața. Nu sunt de acord cu finanțarea nici a unei echipe de fotbal, nici a altor sporturi de la minister. Din punctul meu de vedere, corect este ca doar Ministerul Tineretului și Sportului să facă distribuția de bani pe federații, dar federațiile trebuie să susțină atât cluburi, să zicem așa, foste cluburi departamentale, cât și cluburi private. Pentru că așa cum bine știți, în ultimii ani sau după Revoluție, cele mai mari rezultate au venit poate din creșterea unor sportivi în cluburi private, dacă le putem spune, pentru că au fost oameni sufletiști în sport care au investit, au constituit cluburi și au creat o comunitate de sport. Uh-huh. Bun, ești mai aproape? Da, uite, ne apropiem. Ok, dacă toți sunt bani publici pentru sport, atunci hai să găsim un sistem prin care de acești bani să beneficieze toate cluburile, nu doar unii sau alții, da, care au, cine știe, relații mai bune la un minister sau altul. Vlad e cu noi, bună dimineața. Salutare. Ah, a închis. Da. Uite ce vreau să spun. Adică dacă sunt bani publici, din punctul meu de vedere, da, sportul trebuie finanțat și susținut. Este o chestiune care ține de sănătatea națiunii.
Dar cred că banii aceștia trebuie să meargă în construcția de baze și de întreținerea de baze sportive, în subvenționarea unor tarife reduse pentru copii, pentru juniori, în subvenționarea echipamentului pentru anumiți sportivi, cum să spun, din cluburi de amatori. Nu bani dați unui club care intră în competiție cu alte cluburi. Vă dau încă o dată exemplul din Liga a doua. Această echipă, Steaua București, întâmplător este Steaua București, beneficiază de 1,3 milioane de euro pe an, în condițiile în care sunt 20 de cluburi în această ligă și nu toate beneficiază de banii aceștia din partea unui minister. Nu, dar multe primesc bani de la primării și sunt tot bani publici. Până la urmă, sigur, sunt locali, nu sunt okay. sume de la nivel național. Și am un mesaj bun în sensul ăsta. Ne scrie cineva, de acord cu voi împotriva finanțării, la mine la țară nu avem asfalt. Dar echipa de fotbal dorește 100.000 de lei să joace în Liga a patra. Și știți ce e ciudat? Tot ei urlă că merg prin Mocirlă pentru că nu au asfalt. Da. Bun. Iată această problemă. Vă rog, haideți să ne gândim la asta. Sunt foarte mulți bani publici risipiți pe, până la urmă, fanteziile și orgolile câtorva oameni care cred că așa își justifică ei existența în sport, să primească bani, pentru că altfel nu pot să-i facă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.